Phoenix a fost revelația Ligii Feminine de Basket în sezonul trecut. Conducerea clubului vrea să mențină ridicată ștacheta performanțelor. Tocmai de aceea, echipa lui Rodriguez se va baza din nou pe 4 jucătoare străine. Până în acest moment nu avem decât 2 jucătoare străine. Am păstrat toate jucătoarele românce, plus Alexandra Dumitrache, este o jucătoare nouă care a venit în locul lui Hanna Demeter. Și vom mai transfera două jucătoare străine, să avem ca anul trecut 4 și să încercăm să obținem un rezultat la fel de bun, și anume o clasare minimă pe locurile 5-6. Phoenix poate face mai mult decât a realizat în sezonul trecut. Totul este ca jucătoarele străine să se adapteze repede și să formeze împreună cu basketbalistele române o adevărată familie. Antrenorul Eugenio Rodriguez a dovedit că este un tehnician bun care știe să-și capaciteze echipa în momentele importante.